Vă salut și bine v-am găsit la un nou unboxing și review pe acest canal. Astăzi o să vă prezint o husă pentru telefonul LG G4. Deci cam așa arată husa noastră, cu tot cu telefon. Deci așa arată în partea aceasta. Aici avem, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere la videoclipul trecut. S-au strâns foarte multe like-uri, mai ales la Carvlog. Vă mulțumesc tare, tare mult. Cei care nu v-ați abonat, puteți, vă rog frumos, să o faceți. Să dați și un share pe Facebook la prietenii voștri, că mă ajută extrem, extrem de mult. Să nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, Ian Gasca, și pe Facebook la fel. Și hai să ne revenim la review-ul nostru. Deci aici avem, așa se desface de aici. După care avem aici și avem telefonul fix în chestia asta. Această husă o găsiți la Chișinău, această husă pentru telefonul ăsta, dacă vreți să vă cumpărați și voi. Deci cam așa arată husa la general, cu toate funcțiile ei. Ce îmi place la husa asta, fraților, e că, vedeți și voi, uite, are o chestie aici, dați să vă arăt și voi, uite. Are, vedeți, pe ecran are o chestie și poți să vezi apelurile, uite ce mișto e asta. După care, aici, când se pornește telefonul, de exemplu, dacă aveți așa telefon, da, spre exemplu, avem, trebuie să tragem de aceasta, o dăm la o parte, după care, avem aici chestiuța asta, da, și tragem de ea, pur și simplu, da, și aprindem telefonul de aici, din partea aceasta, de aici, da, să vă mai arăt o dată cum s-a văzut, deci de aici, tragem de chestia asta și aprindem telefonul, da? De aici. Bine. Cam ăsta a fost și review și unboxing-ul de pe acest canal. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un share pe Facebook la prietenii voștri, pentru că mă ajută extrem, extrem de mult. Eu, care de obicei am fost Driver Ian Gisca, vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Și nu uitați, cei care nu v-ați abonat, puteți să o faceți pentru a nu pierde următoarele videoclipuri de pe acest minunat canal. Apăsați și pe clopoțelul ăla ca să primiți toate notificările în timp ce postăm sau când facem live stream. Veți fi notificați de îndată. E bine, fraților, eu am fost Driver Ian Gisca, ca de obicei, v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa!